cimpoierii de la Perieni. Mulțumim, acesta a fost primul moment al concursului nostru. Invit pe scenă pe doamna director Lenuța Mitu, care va prezenta Comuna Perieni. Pe scurt, este evident un rezumat pentru că sunt foarte multe lucruri de spus. Se pregătesc pentru următorul moment grupul de dansatori acompaniați la cimpoi. Doamna Mitu, vă rog. Vă spun în primul rând bună ziua și bine v-am găsit la acest frumos festival organizat de către Centrul de Cultură Vaslui. Pe scurt, o să vă prezint Comuna Perieni. Comuna Perieni se află amplasată la o distanță de 11 km de localitatea Bârlad, iar din punct de vedere geografic face parte din colinele Tutovei și ale Bârladului, parte integrantă din Podișul Moldovenesc. Satele învecinate sunt Pogana, Ciocani, Băcani și Tomești. Comuna Perieni este așezată în vecinătatea străvechilor vetre de locuitori
ce amintesc de vechimea continuității noastre pe aceste meleaguri de o vârstă cu istoria. În urma reformei teritoriale din martie 1968, în componența comunei s-au încadrat următoarele sate: Ciocani, Crâng, Crâng Nou și Pod Pietriș. Denumirea localității Perien, după toate probabilitățile, derivă dintr-o frumoasă legendă spusă din generație în generație sub mai multe forme. Unii bătrâni susțin că pe teritoriul actual al comunei trăia un cetățean cu numele de Ene, care avea lângă locuința sa niște peri de bună calitate. Se spune că pe lângă perii lui Ene pornea un drum pe marginea căruia s-au așezat și alți cetățeni. Aceștia fiind întrebați unde locuiesc, ei răspundeau că locuiesc lângă perii lui Ene. O altă variantă ar fi că acest cetățean Ene s-ar fi stabilit în zona din valea satului împreună cu mai mulți cetățeni. După ce Ene a fost omorât de către turci, oamenii, când erau întrebați de unde vin, ei răspundeau că vin din locul unde a pierit Ene. Aceste două variante duc în derivație de limbă de la perii lui Ene sau de unde a pierit Ene la denumirea de Perieni. Tot în relatările bătrânilor se menționează că satul Perieni ar fi devenit comună în timpul lui Alexandru Ioan Cuza în anul 1864 și că primul primar ar fi fost un locuitor cu numele de Alexa Ion. Înainte de anul 1880, aceasta s-a fi desființat, trecând ca sat component al comunei Bogești până în anul 1926, când a devenit din nou comună. Locuitorii comunei s-au încadrat în toate evenimentele de importanță covârșitoare pentru viața poporului nostru. Primul fapt care ni se relatează este următorul. Cu ocazia unirii principatelor române, acest act măresc de cotitură al patriei noastre, în divanul ad hoc de la Iași a luat parte și un țăran din Perieni. În luptele cu turcii de la Grivița pentru independența României au luat parte mulți cetățeni din comuna noastră. În cele de la Mărăști, Mărășești și Oituz, din anul 1917, au luptat căzând pe câmpul de luptă aproape 100 de oameni, numele lor fiind înscrise pe monumentele ridicate în memoria lor din centrul satului. În cadrul celui de-al doilea război mondial, locuitorii din satul nostru au avut o atitudine ostilă, refuzând să plece pe frontul de răsărit. În urma acestui fapt, au fost duși în formațiuni speciale și omorâți. Actul istoric de la 23 august 1944 a fost salutat cu entuziasm de către cetățenii comunei noastre, mulți dintre ei luptând pe câmpurile de luptă de la Sfântul Gheorghe Brașov, Podișul Transilvaniei și Munții Apuseni. Comuna Perieni este o localitate străveche, atestată prin descoperirile arheologice de la Valea Seacă. De aceea este firesc ca această localitate să aibă o cultură proprie, bine definită de-a lungul secolelor. Glasul cimpoiului, care parcă scurmă în timp, a apărut cu mult înainte de perioada noastră. Cimpoierii au moștenit doinele și cântecele lor de la strămoși, adăugând din timp în timp câte o piesă la tezaurul lor. Melodiile lor au fost purtate la nenumărate concursuri și festivaluri, atât în țară cât și în străinătate, cum ar fi Italia, Cehoslovacia, Spania și Germania. Pentru continuitate, la Perien s-a creat o școală de cimpoieri, menită să ducă peste generații tradiția acestui sat. De această școală se ocupă doi iubitori ai acestui instrument, domnul Budnaru Aurelian, încercând să predea ștafeta unuia dintre elevii săi, și anume domnul Vrabie Ioan. Tot în cadrul Căminului Cultural activează și două formații de dansuri după cimpoi. Una de bătrâni, cu care suntem prezenți la acest eveniment, și una de copii, pe care la momentul de față o instruiesc personal. Pe lângă activitățile organizate la Căminul Cultural din comună, tinerii organizează cu prilejul sărbătorilor ore și baluri, iar la sărbătorile de iarnă, în ajunul anului nou și în ziua de anul nou, merg din casă în casă și prezintă jocuri cum sunt: mocănașii, capitani în alb, capitani în cachi, plugul mare după cimpoi, ursul, capra și haiducii. Vă mulțumesc!
Se spune că în momentul, atunci când apare pe scenă, un astfel de moment își pierde din autenticitate, pentru că ceea ce este autentic se întâmplă acolo, la talpa casei. Următorul nostru moment este prezentarea costumului din Perieni și o să invit pe doamna Lenuța Mitu să ne spună cum se numește doamna care va vorbi despre costumul tradițional din Perieni. Doamnă, vă rog să ne dați cât mai multe amănunte cu putință. Prezentarea costumului. Doi. Deci o să vă prezinte doamna Roșca Catinca un vechi costum tradițional din comuna noastră. Acesta ținut se numește ilic, dipostav. Aceasta este o cămașă din mirea lui tata meu din 910. Țesătură din pânză, cusătură în fir. Acestea sunt, coalile. Sunt foarte vechi. Le-am păstrat cu sfințenii în lada de zestri. Acestea sunt ițari. Pantaloni albi. De pe atunci. Și cam atât. Doamna, vă rog să o scuzați, are emoții. Costumul este foarte vechi, are o vechime de peste 100 de ani. A fost costumul de mire al tatălui doamnei. Și mai multe vă mai spunem altă dată. Vă mulțumim!